Hei, am fost la Aldi să fac aici lapte cu orez după rețeta soacrii mele. Cu mama în mașină, este mama mea. Am comandat câte o supă cu broccoli cheddar. Hei, am fost la Aldi. După ce l-am dus pe Dominic la școală, m-am oprit la Aldi și vreau să vă arăt ce am cumpărat. O să încep din partea asta. Am câteva piblaturi de la bucătărie și am și câteva pe masă, dar o să vă arăt de aici. Am luat două pachete de astea de șervețele nazale să avem în casă, o caserolă de asta de salată, salată din mai multe culori și verde și culoarea asta așa movie. Asta am luat pentru că vreau să fac shawarma și pentru că vreau să fac hamburgers. Ăștia la fel, niște castraveți murați, feliați, tot așa pentru hamburgers și mi-mi place mult, eu îi mănânc așa goi. O pungă de ardei grași, le mai tai și le mai dau la copii ca gustare în cutiuța de la școală. Două roșii mari, tot așa pentru hamburgers. Am luat o de asta de miere de albine pentru că nu mai aveam deloc și eu doar cu miere de albine îmi îndulcesc cafeaua. O pungă de migdale pentru gustare la fel și două pungi de fistic. Manuel îi place mult fisticul, plus că o să vin acum ziua recunoștinței și avem petrecerea la noi acasă și vreau să am așa ca să pun pe masă. Aici am luat un borcan de, cum îi zice la astea în românești, sfeclă. Am luat un borcan de sfeclă murat. Îmi place mie foarte mult să mai pun în salată. Când fac salată îmi pun câteva din astea, dă gust bun și plus că sunt și foarte sănătoase. Aici am luat două pungi de castraveți în aceștia mai mici de aia, cum erau în România, în grădină. Nu între, îs și mai lungi. Aici am luat două mango pentru copii. Ei sunt obsedați de mango. Aș fi luat mai multe, dar sunt moi. Astea două le-am găsit mai tărișoare, că lor le plac când sunt mai tari. Nu sunt coapte foarte mult și sunt așa scuși și le plac mai tari. Aici am luat două cutii de feta pentru că v-am spus că vreau să fac shawarma. De fapt, nu shawarma, kebab din acela grecesc, am mai făcut eu într-un video. Aici am luat patru ouă de astea de ciocolată Kinder pentru copii cu jucării, pentru că i-am întrebat ce vor să le iau și au spus că vor chocolate egg. Aici am luat niște mentosani, să le am în mașină, eu prefer mentosanele decât gumile și eu încep să le placă la copii și le dau și lor. Două caserole din acestea de zmeură, erau și la preț bun, plus că arată super bine, nu sunt stricate, nu nimic. Un sos de ăsta tzatziki, tot așa pentru kebab. O pungă din, o cutie din asta de 36 de pungi de geleuri pentru copii. Astea sunt cât de cât mai naturale, nu sunt chiar cele mai bune, dar tot așa la gustare la școală să le mai dau, plus că le place foarte mult. Un ciorchin de asta de banane, numai banane verzi aveau, așa că pe astea le-am luat. Aici am luat niște pouch-uri de astea de sos de mere, cu unele sunt doar cu mere, unele sunt cu mere și cu căpșun și unele sunt cu mere și cu banane, tot așa la copii. O sticlă de ulei de floarea soarelui, vreau să fac șnițele, de fapt am vrut să fac șnițele ieri și când să mă apuc am observat că nu mai am ulei de ulei de floarea soarelui, că eu de obicei folosesc ulei de măsline, dacă când prăjesc șnițele sau cartofi sau piftele folosesc de asta. Mi-ajunge sticla asta cred că două luni. O sticlă de asta de suc de portocale pentru copii, tot așa. Și să vă arăt și am luat și în partea asta. Două bucăți Legos, glumesc, astea sunt jucăriile la copii. Am luat o pungă de prunii Paul, a spus că vrea, acum într-o zi așa super random, face că mami eu vreau plums și am luat plums. O caserolă de căpșuni, arată cât de cât ok, nu prea îmi place să cumpăr căpșuni în perioada asta, că nu mereu mi-e mere stricate, dar ăștia vă că arăta ok, nici nu mai știu cât am dat pe astea. O sacoșică tot așa de avocados. Și ele sunt tari, trebuie să le pun în bucătărie să coacă mai întâi, după care o să le mut în frigider. Roșii cherry, tot așa pentru copii la prânz la școală, morcovi că nu mai aveam deloc, țelina, apie, eu astea două sunt legumele mele principale în supini. Ciorbi, supi, tot ce ține de asta, plus ceapă, astea trei și ardei. Am luat aici de asta de porumb, vreau să fierb în seara asta cu șnițele și cu cartofi.
Zucchini, nu prea mâncăm zucchini, mai mult la pentru mine, dar vreau să introduc mai mult legumi, diferite tipuri de legumi în dieta mea, așa că am luat zucchini. Și ce am mai luat aici? A, am luat 3 pachete de astea, fiecare pachet are jumătate de kilogram de fapt are mai mult astea. Are 604 grame de carne tocată de vită, eu o folosesc foarte des, adică folosesc o dată pe săptămână, ori la pasti, ori la ciorbă de perișoare, ori fac tacos. Și pentru prima oară am găsit un pachet din acesta în care sunt 3 legate și au fost 20 de dolari. Și de obicei iau unul pachet cu vreo 6 dolari care are 500 de grame, așa că a fost un deal mai bun cu ăsta. Trebuia să fiu la două. Asta e de acum, sper să mai aibă. Și aici am luat o bucată macră de vită. Top sirloin pentru cuptor, la fel pentru kebabs. Fac kebabs, știți, în rețeta trecută, pun la cuptor vreo 3-4 ore, le mărunțesc cu furculița, le desfac cu furculița și punem în kebabs. Am luat 4 chifle de astea pentru burgers, sunt super bune astea și sunt mai grosuți, nu sunt din acelea subțiri, subțiri. Și o să fac eu chiflele pâinea de burgers, dar am luat doar carnea. Și aici un pachet de asta de bacon, tot la fel pentru burger și să mai avem în casă să mai facem. Și cam astea sunt toate cumpărăturile. Am pus să fac aici lapte cu orez după rețeta soacrei mele. Soacra mea este din Cuba și face un lapte cu orez delicios. Și vreau să fac și eu rețeta ei. Pentru prima oară când fac rețeta singură, am mai mâncat la ea și am mai făcut rețeta împreună, dar niciodată n-am făcut-o singură. Am pus aici o cană de orez cu 2 căni de apă. Eu am folosit asta pentru măsurat. Asta, ca idee, are 237 de grame, dar voi, dacă nu aveți una de asta, puteți să folosiți o cană normală și puneți o cană de orez cu 2 căni de apă, dar trebuie să folosiți aceeași măsură. Și acum las să fiarbă până când o să scadă apa asta aproape de tot și după care o să vă arăt următorul pas. Cam așa trebuie să arate. După cum vedeți, nu prea mai este apă deloc, a început să se evapore. Am uitat să menționez, dacă aveți bețișoare din acelea de scorțișoară, să puneți. Eu nu am, așa că nu o să folosesc. Acum o să adaug 4 căni din acestea de lapte. Și acum trebuie să stau lângă oală și să tot amestec, să tot amestec. A început să fiarbă. Am dat focul la mediu spre mic. Și de acum las așa să gătească până când o să fie orezul gătit 100%, amestecând destul de des. La mine o fiert foarte bine orezul. Am gustat și este tot fiert. Vedeți că deja au început să facă așa ca o budincă și acum o să adaug conserva asta de lapte condensat. Voi, dacă nu aveți lapte condensat, puteți să puneți 250 de grame de zahăr. Eu așa știu de la soacră că e așa folosește lapte condensat. O să adaug toată conserva. Așa arată acum, mai las să mai fiarbă cam 5-10 minute, tot așa amestecând constant ca să nu se lipească de oală și după care o să opresc focul și o să vă arăt cum trebuie să arate. Acum am oprit focul, așa arată, lichid, e destul de lichid, dar în același timp cremos. Eu am să las să răcească, după care o să-l transfer într-un vas de sticlă și o să pun la frigider. La copiii mei le place să mănânci orezul acesta rece, din frigider. I-am spun tot orezul în vase de sticlă. Când ia de moală și transfer în aceste vase, încerc să pun puțin din amândouă în orez, dar încerc și eu și puțin lichid ca să combini amândouă bine. Să nu fie gen într-un vas mai mult orez și prea puțin lichid sau invers. Dacă voi aveți vreo rețetă care vreți să împărtășiți cu noi, puteți să-mi lăsați în comentarii sau dacă
ați încercat rețeta aceasta, la fel puteți să-mi lăsați în comentarii să îmi spuneți cum vi s-a părut. Vă avertizez că e dulce și că e plin de zahăr, dar așa, ca un... tratăm ca un desert, nu ca o mâncare sau un mic dejun. La copiii mei le place foarte mult să mănânci, eu câteodată le cumpăram în caserole din acelea mici de la magazin. Dar m-am uitat odată la ingrediente și am văzut câte prostii are. Deci am zis că ok, timpul să facem noi acasă, pentru că chiar că are conserva aia de lapte condensat, totuși e mai ok decât aia de la magazin care are tot felul de conservanți ca să țină termenul de valabilitate, așa că... Și la copiii mei le place să mănânce așa, îi pun într-un bol și mănâncă ca desert, nu le dau ca masă principală sau mic dejun. Am transferat tot. Eu o să adaug pudră în această scorțișoară măcinată. Pe deasupra o să pun doar într-una din ele, că mi se pare că mami nu-i place cu scorțișoară. Nu sunt sigură, spre rușina mea, dacă îi place cu scorțișoară, așa nu, așa că doar o să pun într-una. Copiii mănâncă scorțișoară, n-am nicio problemă. Și mi-am face tot cu scorțișoară. Și cam asta e. Așa arată. Vedeți că e foarte cremos. Bună și bine ai venit, s-a revenit pe canalul meu. Sunt cu mama în mașină. Este mama mea. Ați mai văzut-o într-un vlog anterior. Și ieșim ca fetele la cumpărături astăzi, am scăpat de acasă. Mergem prin oraș, mergem să mâncăm acum ceva împreună, după care vrem să mergem să căutăm papuci, ne mai uităm la haine, am vrea să ne luăm niște blugi, oricum așa, mai mult să ne uităm, nu neapărat că trebuie să luăm ceva anume, dar mai mult așa, o plimbare ca fetele. Și am zis să mai filmez cu mama, că n-am mai filmat de mult împreună cu ea. Ne auzim mai târziu, o să vă mai arăt la magazine ce mai găsesc. Am mandat câte o supă cu broccoli cheddar, cremoasă, așa, super bună. Cum e supa? Foarte bună. E mai bună ca aia de roșii? E faină, da. E faină, nu? Și mama așa și un sandwich, eu mi-am luat numai supă, că eu am mai mâncat acasă și mi-era chiar foame. Și câte o limonadă, la Panera Bread, mâncăm și mergem la cumpărături. Trebuie cizmic, am. Aș vrea niște botini. Uite astea, sunt faine. Yeah. Mm-hmm. $89 nu-s cumpăr. Da, de la 179. Oh. Sunt finuțe, nu? Da, da, da. Să poartă ascuțeți așa. Sigur, sigur, abez. Mm-hmm. Dar vreau un pantof și eu, dar nu găsesc. Nu prea, eu știu, știi. Cine știe ce?
Și ăștia spaine, dar nu port eu cu tot. Aici te-mi plac și mie dacă găsesc numărul meu. Păi era. Da? A, nu, erau mai mici. Nu. Din aerob de la magazinul ăla, n-am găsit nimic și am venit repede până la mall că vrem neapărat să luăm blugi. Este un magazin aici la mall care văd mereu la influențări pe Instagram că au tot feluri de blugi frumoși, din aia așa gen mom jeans, așa că am venit repede la mall numai să intrăm la magazinul ăla, luăm o cafea și plecăm acasă că ne-am plimbat de aiuri acolo și tot n-am luat nimic. De fapt, mami, că ți-ai luat pantofii aia? Da. Și cu cizmele. Mm-hmm. Și-o la niște botini și pantofi. Am luat din alt magazin căști. Căștii astea wireless pentru, pentru telefon. Mm-hmm. Și cam atât. Mergem la mall repede să vedem, poate găsim ceva aici. Am intrat în magazinul meu preferat. Se numește Altar de State. E un butic. Mm-hmm. Și ne uităm la secțiunea asta de clearance, că aici sunt prețurile mai acceptabile. Dacă le cumperi noi, este de la 80 de dolari în sus. Și vedem dacă cutia asta în Dungea îmi place. Mergem să luăm câteva o tură. Am găsit câteva chestii în sfârșit și mai mergem să mai tăm la blugi și mergem acasă. Băieții, eu sunt să o duc și ei până la magazin să cumpere niște chestii de, aici, aici. Să iei niște chestii de pescuit. Vrem să luăm un taro. Ne-am luat câte un boba tea, original milk tea, cu boba. Stăm aici la o pauză și plecăm. Sunt în dulap la mine, după cum vedeți. Am ajuns de ceva timp acasă, dar am zis înainte să închid vlogul să vă arăt ce am cumpărat. Am fost la 3 magazini, dar n-am cumpărat decât la 2. O să vă arăt prima, asta. E o gentuță pe care o port așa, pe o parte. Eu mai am una, stilul ăsta, numai că e dintr-un material așa de fâș, care e gen mai sport, dar asta mi-a plăcut pentru că poate să fie purtată și mai sport, așa, așa când port un outfit mai de ieșit. Și destul de încăpătoare, îmi place pentru că e super accesibilă. Dacă pun aici toate chestiile, portofelul, crema, telefonul, cheile la mașină și tot așa, e foarte ușor de accesat lucrurile în ea. Am aici tot felul de chestii, plus că e destul de încăpătoare și mi-a plăcut și materialul, e piele întoarsă și asta a fost cam aici bonul, că când, după ce am cumpărat-o am și pus-o la mall ca să o port. Prețul original a fost 54 de dolari și era la camera cu reducere și când era la camera cu reducere scria că e 21 de dolari, dar când am mers să o plătesc am plătit pe ea doar 6,79 dolari. Nu știu de ce arăta un preț acolo și poate fi fost la o reducere de asta, lichidare de stoc, dar mă bucur mult că am luat-o, mai ales cu 6 dolari. Când am văzut cu 21,
eram așa și așa, am zis, chiar îmi trebuie, nu-mi trebuie, dar după zic, hai să o iau totuși, chiar că e 21, pentru că e super folositoare și eu pe aia care e un culoare așa, un crem, o port în fiecare zi. Aia e geanta mea, merg cu ea și la parc și la magazin, peste tot, așa că am luat-o și mă bucur că am luat-o, pentru că la prețul ăsta, după care, și plus că e de piele întoarsă, adică 100% piele întoarsă, nu e imitații sau catifea, scrie acolo real. Ok, și aici am luat, că deja ne-am pus la loc, dar o să vă arăt tot din la magazinul ăsta. Ne-am luat cămașa asta, îmi place mult, e dintr-un material așa super moale, e extra small mărimea și așa un pic oversized, dar îmi place mult cum se vede, o să pun așa un pic ca să vedeți. Îmi place cum se vede cu ori cu colanț, ori cu blugi, ori e desfăcută și cu un maieu pe dedesubt, ori închisă și poate băgat așa în pantaloni, ori poți cu tenis, ori poți cu cizmuliții. Îmi place că e universală și super moale și comodă și așa mai largă și asta a fost $18.99, tot de la magazinul ăsta. Și tot de la ei mi-am luat geaca asta de raiat, verde așa, army green, mărimea extra small, mi-a plăcut detaliul ăsta, blănița asta, plus că e destul de groasă, face față vremii de aici de iarnă, că la noi iarnă nu e chiar frig. Asta am luat-o și are și blănița aici la mânicuții, asta am luat-o în mărimea extra small, dar mi-e un pic largă pentru că e tot așa stil oversized. Îmi place cum se vede, dar îmi place mai mult cum se vede așa desfăcută. E ok și închisă dacă chiar mi-e frig, dar am luat-o pe conceptul că o să umblu cu ea desfăcută. Și îmi place, mi-a plăcut mult blănița așa și o las mama una exact la fel. Și asta au fost toate astea care le-am luat de la magazinul ăsta, au fost la reduceri. Asta n-am, nu știu, asta n-avea eticheta. Numai lui mama avea eticheta, știu că a fost $100 prețul original. De fapt, am aici. Și am dat pe ea $30.99 pe asta. Și astea trei lucruri le-am luat de la boutique. Se numește Altard Estate, ei au și website, e magazinul meu preferat din mall, mereu când merg la mall trebuie să intru, dar eu fug direct la camera cu clearance, au o cameră destul de mare, mai mare ca dulapul ăsta meu, plină cu haine la reducere, dar la noroc cum găsești chestii, cum nu găsești. Și astea sunt trei lucruri care ne-am luat. Și ce am mai luat încă un lucru de la H&M, mi-am luat bluza asta, hanorac, de la H&M, mi-a plăcut cu fermoara aici, mai ales eu cum port bustierii din acelea de sport, pot să-l lăs fermoara mai desfăcut, pot să-l închid. Are material din acela de lăniță așa pe sub care ține cald și mi-a plăcut că e alb. Și eu cum mai mereu, dacă ați observat prin video și pe asta, eu mereu sunt în colanți de ăștia de sport, leggings, că eu așa fac sport dimineața și rămân îmbrăcată la fel, nu mă mai schimb, doar dacă am treabă pe la mall sau așa, poate mă mai schimb într-un blux așa, dar în general pe acasă așa stau eu în leggings. Și mi-a plăcut ăsta mult și culoarea albă, că eu nu prea am albi, haine albi. Și ăsta au fost 19.99 de la 27.99, a fost 19.99, v-am spus, de la H&M. Și cam asta e, toate lucrurile astea, patru lucruri am luat. Mai mult v-am spus că am fost așa să mă uit prin magazin, să mai ies cu mama, am fost și am mâncat, am fost și am luat un boba tea. A fost așa o ieșire între fete, chiar aveam nevoie și eu și ea de ieșirea asta, plus că ea avea nevoie de pantofi, eu nu mi-am mai găsit pantofi, dar nu-i probleme, pentru că nu trebuia, am spus, neapărat să ia ceva. Blugi am vrut să-mi iau, am fost în mall mai mult pentru blugi, când am ajuns la partea de sus a mallului la etaj, ce am căutat magazinul, aveau numai magazinul pe care îl căutam eu, doar de copii, nu mai aveau magazinul pentru haine de adulți. Și când am întrebat pe cineva acolo, a spus că nu mai este magazinul de 3 ani
și am probat câțiva blugi la H&M, că vreau blugi așa stil mai drept, mai mom jeans, dar nu mi-a plăcut deloc, erau, cum a spus mama, scorțoși, erau foarte scorțoși. Mi-mi place să fie un blug mai elastic, care să fie comod, pe care aș putea să-l port toată ziua și să nu mă incomodezi. Dar da, nu am mai luat blugi și nici pe website-ul la ei, la magazinul la care v-am spus eu că am văzut eu niște blugi la niște influențeriții. N-aș vrea să comand pentru că n-am mai avut niciodată blugi de la ei și nu-mi place să comand, să duc înapoi, duc la poștă, primești banii, duc banii și tot așa, dar da. E ok că mai am blugi, nu duc acum lipsă de haine, dar chiar aș fi. O să închid vlogul de azi aici când m-am lungit. Sper că ți-a plăcut și acest video, nu uita să dai like și să te abonezi la acest canal dacă nu ai făcut-o încă și ne vedem data viitoare cu un nou video. Pa, pa!